Subiectele de la examenul de matematică pe care absolvenții de clasa 8-a le-au avut de rezolvat la evaluarea națională 2014 au fost structurate pe trei mari cerințe, cu mai multe subpuncte. Fiecare dintre cele trei cerințe a fost notată cu câte 30 de puncte, iar 10 puncte au fost din oficiu. La examenul de astăzi a fost extrasă varianta de subiecte numărul 3. Matematica a fost ultima probă pe care elevii au susținut-o în cadrul examenului de evaluare națională. Absolvenții de gimnaziu au avut la dispoziție 2 ore pentru rezolvarea acestor subiecte. A fost bine, am greșit la 200 puncte, dar eu zic că e ok. Emoții? Da, puține. A trecut emoțiile acum. Ce ți s-a părut mai greu? Mediu. Subiectul 3. Și, nu știu, mi s-a părut de nivel mediu și... Ce notă sper să obții? 7, 7, 50. Păi la subiectul al treilea a fost un pic mai greu, dar m-am descurcat. Ce notă sper să obții? Un 9 și ceva, 10. Primele rezultate vor fi afișate vineri, 27 iunie, până la ora 16. Și în aceeași zi, elevii nemulțumiți de notele obținute pot depune contestații până la ora 20. Rezultatele finale de la evaluarea națională 2014, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate marți, 1 iulie.